Da, mă, mai cu gândire, mă, mai cu curaj, mă, așa. Ai o stare, mai vocea ta spune că nu ești în cheală. Regul, dar uite, acum trebuie să mă refer la treabă. Să știi că eu azi noapte, tot m-am gândit și am mai saturat și alu, m-am gândit. Băi, cum ai făcut o problemă și le, bă, dar ai vreo șmecherie. Nu prea ne-ai spus-o, ai făcut vreo problemă, ai mai compus vreuna? Da, da. Te rog frumos, hai zi-mă, să mă lumez și eu. Un buchet mare, avem așa un buchet mare, foarte mare, puse într-o vază doar de acela. Sunt foarte, foarte multe, nici nu le pot număra, abia aștept să reușesc să fac o chestie în care să-mi dau seama câte fără sunt acolo. Spune. Vreau să punem câte 20. Dacă punem câte 20 în vază, am mai multe vaze, nici numărul vazelor, nu știu, nici numărul fără. Și dacă punem câte 20, deci 20 aici, 20 aici, și acum trebuie să fac așa cum ai spus tu, scriu numărul, da? Și pun și vreo 3 la sfârșit, 20 de flori, da? Da. În fiecare. Hai să pun chiar 4 la sfârșit, că aici este secretul. Bănesc eu, nu știu foarte bine, dar bănesc acolo acolo ai tu. Câte rămân nepuse în vază? 30 rămân nepuse, fiindcă nu mai ai vaze. Nu, ăsta e motivul. Nu mai ai vaze și au rămas 30 flori rămân. Deci rămân 30 de flori. Am înțeles. Ei, și dacă rămân cele 30 de flori, atunci... Te hotărăști să pui câte? 25. Pui 25. Adică în noua distribuție rămân acele 20, nu? 20 care rămân și mai pun încă un 5. Aia 20 care erau înainte și încă un 5. Și uite așa, în fiecare vază, la acele 20 mai pui încă 5 și pui încă 5. Da? Încă 5 și încă 5. 20 și încă 5. Și uite așa, ai completat... da, ce se întâmplă dacă îi plecă încă 5 de 5? Ce se întâmplă? Că nu mi-ai spus. 3 rămân goale. Aha. Deci astea 3 n-au nimic acum. Astea 3 nu mai pune nimic în ele, da? Înțeleg eu. Deci 3 rămân goale. Punând câte 5. Încă câte 5, lângă cele 20, câte 5, rămân 3 goale. Da? Și dacă rămân 3 goale, așa, uite, îți spun și eu că-s goale acum, ca să se leagă toată lumea. Deci astea 3 au rămas goale în clipa asta. Întrebarea este, câte flori sunt și câte vaze, nu? Câte flori și câte vaze. Deci asta fie întrebarea. Câte flori și câte vaze. Asta ar fi problema care ne frământă pe acum. Te rog frumos, încearcă să mă convin și pe mine că nu prea le știu, nu prea le înțeleg eu pe aici. Deci, să repetăm pentru toți prietenii noștri. Un buchet foarte mare, pui câte 20, ai și mai multe vaze, nu știm câte flori, punem câte 20, rămân 30 nepuse, punem încă 5 și facem 25, și atunci ultimele 3 vaze sunt goale. Câte vaze și câte flori avem. Cum ai de gând să judeci problema? Punem pe cele 3. Deci pe cele... Ultimele 3 de acolo de sus. Deci astea 3 care sunt goale, vor deveni goale, înseamnă că cele 20, 20 și 20, adică câte sunt aici în total? 60 de flori, se vor lipi aceste 60, lângă aceste 30. Deci 30 plus 60. Și ai la dispoziție 90 de flori. Aceste 90 de flori pe care le ai la dispoziție, de încep să le împarți în vazele acestea care sunt deja cu 20 și mai tu mai cu 5. Da? Și câte vaze vei aranja în final, punând câte 5, fiindcă ai 90 de flori la dispoziție. 90. Oare câte vaze? 21 de vaze? Nu. Cu aceste 90 de flori, pui 5 ori. De câte ori faci tu echipe de câte 5? De
18 ori, așa este. Că de 10, la o 10 ai două echipe de 5, la altă 10 ai două echipe de 5 și îți dai seama că ai 90, 9 ori 2, 18, da? Deci asta ai gândit tu. Va să zic că 5, 5, 5, 5, de câte ori aici? De 18 ori. Așadar, în clipa asta ai câte baze? Ai astea 18 plus câte? 3. 3. 21 de baze, răspuns corect, 21 de baze. Și câte fără? Răspunsul corect. Deci 21 baze. Și câte fără? 25 ori 18. Deci 25 ori 18. Aici e treaba urâtă. Nu prea știu să fac o tablă, să fac asta. Am să scriu aici 25 ori 18. Deci sunt 18 baze cu câte 25. 8 ori 5, 40. Da. 0, 40. Da. 8 ori 2, 2, 16. Și cu 4, 20. 20. 1 ori 5. 1 ori 5, 5. Unde pun pe 5 ăsta? Păi sub 1. Sub 1, chiar sub 1, așa trebuie să punem, da? 1 ori 5, 5, aici de ca să nu ne împărcăm, punem 0. 5 ori 2. Și 1 ori 2, 2. Și trag bine și le adun, 0, poftim, vorbește. 0, 5, 4. 450 de flori. Și 450, 450 flori. Acestea, ăsta este răspunsul corect, 21 de vaze și 450 de flori. Uite, vreau să punem și noi la, să învățăm pe prietenii noștri să compună și ei. Să punem la punct mecanismul, cum anume gândim. Asta a fost lucrarea? Da. Și cum a mers la lucrare? Mersul bine. Ai avut o greșeală? Nu. Nu se putea. Ai pus să faci o greșeală, că dacă făceai tu o greșeală, știi cum, nu, eu nu, mai degrabă greșit, e profesorul. Da? Profesorul greșește decât să greșească mare. Așa trebuie să fie. Atât de precis trebuie să fie. La tabla mulțirii trebuie să ajungi să spui, nu e adevărat, vă demonstrez. Și faci repede tabla, acolo, grup, tu, în două, cum știi tu să faci. Deci, așa de sigur trebuie să fii. Bun. Eu cred că mecanismul de compunere a problemei este așa. În clipa în care lași câte vrei tu goale, da. Imediat le numeri cât fac. Pe adună acum ai adunat aici 20, 20, 23, că fiindcă ai zis 3 goale. Da. Dacă spre a doua, adunai numai 40, da? Da. Și acum te hotărăști. Numărul ăsta la care le-ai ridicat din vaze, de devenire goale, da. la el îi trebuie să le adaugi un număr de flori care au rămas. Dar dacă te hotărăști, pui câte ai spus tu, câte 5. Da? Dar dacă vrei să pui câte 7, ia să vedem câte ți-ar fi trebuit ții. Hai să facem o problemă acum tare de tot. Ca așa să le comunicăm mecanismul de compunere. Deci, presupunem că ai fi pus câte 7. Și nu se mai fi adăugat. Și toate ar rămas. Și ai avut 60. 60 ăsta. Da. Și la 60, cât să mai pui tu ca să poți face echipă de câte 7? Adică 7 ori cât să facă 60 și ceva? Ai o, la tabla mulțirii 7 ori să fac 60 și ceva? Mm-hmm. Ei, gândește-te. 7 ori 8? 7 ori 7. 7 ori 7 fac cât? 49. 49. 7 ori 8? 7 ori 9. 7 ori 9? 7 ori 9. 63. 63! Și 60 cum le-ai aici, spune numai 3 să rămână. Ca să se ridească lângă 60, era 3. Vezi, ăsta e mecanismul șmecher. Când compui problema, spui așa. Pui câte vrei tu flori. Și rămân semn de întrebare. Îți spun eu mai târziu cât rămân, zici tu. Imediat. Pui așa, adaugi câte vrei tu aici. Da. Câte 7, câte 5, câte 2, câte... Dar trebuie să se împartă. Păi asta. Și adaugi, păi era care de sus, da. Când cât să se împarte exact. Uite că l-am zis că punem câte 7, la 60, câte am mai trebuie? Am mai trebuit doar 3. Și fac 63. Da. Deci vezi? Aici e șmecheria. Toată problema este că aici nu poți da răspunsul deodată.
Dar vezi câte flori ai ridicat din cele goale? Da. Și vezi câte vrei să pui în, să adaugi și numărul acela și plus câte îți mai trebuie să ca să împarte exact. Aici e momentul. Bun, concret. Hai să facem problema asta care am propus acum. Deci, hai să, varianta care am gândit-o cu câte 7. Zice, te rog să mă ajuți. Avea un buchet mare de flori. Da. Da. Mecanismul probleme, da? Mecanismul de propunere a problemei. Mecanismul de propunere a problemei. Am un buchet mare de ce de povestea? Un buchet mare de flori. Așa. Punem în fiecare câte vrei tu. Nu tot 20 pune tu. Zi tu. 27. 27 în fiecare vază. Câte 27? 27 și 27 și 27 și 27, da? Și iată 27. Și rămân, spui mai târziu, vă spun ce trebuie. Mai târziu. Mai târziu. Așa. Și vă spun eu câte rămân mai târziu. Că am eu o șmecherie acum. Adăugăm... Acum pot să fac ce vreau să fac. Da. Dă-mi orice număr. Acum punem mâna pe mecanism. Aici e marea problemă. Ultimii 3? Nu. Gata. Câte? Două. Pui câte două? Da. Deci nu, două rămân afară. Aici două? Da. Două rămân afară. Măi, mi-a pe mâna ta, dacă ai nimeni, dacă ai ghicit mecanismul... Dar sunt multe. Așa, avem două. Multe. Două rămas afară, da? Da. Tu ai dat deodată. Da. Bun. Acum, de desubt spune așa, câte adaug eu? Câte o să adaug? Deci... Stai să mă gândesc acum. Nu. Nu. Câte 10? Câte 10? Am înțeles. Deci noua structură este așa, 27 plus 10, 27 plus 10 și așa mai departe. 27. Nu? Nu? 4 rămân goale. O, 4, mai fac una aici. 27. Deci 27, asta, 27 și 10. Și astea goale sunt acum. Goale sunt. Da? 4 goale. 4 vaze goale. Adică tu îmi spui acum că la cele două mai adaugi pe astea de 27, 27 de câte ori. De 4 ori. Și face cât? Cât facem în 27? Hai, mă ajută mai mult. Faceți unele zbatele. Dar știi ce crezi că doam să le adun din 4 ori eu? Nu. Dar cum să fac? O să scrie 27 ori 4. 27 ori 4. 27 ori 4. 4 ori 7, 20... Zi-mi tu că face, să nu spun prostii. 4 ori 7, 32. 4 ori 7, 32. Nu! Cât? 28. 28? Cum e 28 sau 32? 28. Așa, cum ai gândit? Hai să vezi de ce ai spus. 72, 14 și încă 14. Așa, mă, așa trebuie să spui. Nu, eu am spus cât prost, nu? Trebuie să n-ai spus. Bun, 4, 7, 28, 8 și 2. 4, 2, 10. 4, 2. 10 4, 2, 8. Aha, 8 și cu 2? 8 și cu 2, 10. 10. Deci, acum
Practic, ridicându-le pe astea de rămasele goale, am 108. Plus încă două. Plus încă două. 110. Și face 110. Aceste 110, le distribuim câte 10, câte 10, oare câte vase vom umple? Păi... 6. Câte 10? Da. Păi 6. Păi ca să fie câte 10, de 6 ori câte 10, câte 11. 11, așa este. Câte tu 0? Mai da? Și au rămas 11. Așadar, câte vaze spun de desubt? Adică așa fac cu acolo, să spun 11 vaze. Vor fi cu câte 27 și încă 10. Și acum flori. Florile. Răspuns. Răspuns corect. Răspunsul este ăsta. Bine că avem ceva bine, că e 30. Câte vaze sunt? 11 ori 30. De ce 11 ori? Ca număr de flori vrei să vezi. 11 ori 37. 11 ori 37, sigur că da, pentru flori. 11 ori 37. Adică 37 ori 11. 7, tot 7. Da. 3 ori 1, 3. Da. 3 ori 1, tot 3. Așa. 7, 7 cu 330. Așa. Și face? 7 cu 0, 7. Da. 7 minus 3, 4. Cum da? Și faci scădere? Că se face așa. Nu! 60 cu 3, 10. Așa. 0 și 1 le ținem. 30 cu 1, 4. 407. 407. Deci răspuns corect, 407 flori. Deci 407 flori. Și câte vaze? 407 flori. Și câte vaze? 14 vaze. Și? 14? Nu. 15. 15 vaze. Și 15 vaze. Dragilor, l-am prins. Deci el își gândește așa, foarte tare. Păi, acum este spectacol, cu adevărat am ghicit. Acum pot să dorm și eu liniștit la noapte. Că tu ai făcut șmecheria asta și nu ne-o spunea. El se gândește repede câte vaze goale își lasă. Le mulțește cu 4, dacă zic 4, i-a dat 108. Și o mai adauga 2 ca să facă 110 să se împartă la 10. Deci el își face o șmecherie foarte tare. Când spun mai rămâne atâtea, vă spun eu. Așa vă spun eu, el își face calculul ăsta cu bază și cum își completează ca să facă treaba. Deci este spectaculos. Ăsta e mecanismul cu adevărat. Deci la compunerea problemei, așa trebuie făcut. Câte vaze golești, așa, înmulțești câte erau înainte, cu 2, cu 3, cu 4, câte vaze vrei tu, și te hotărăști câte vrei să pui în fiecare vază, te hotărăști întâi câte vrei să adaugi, da. Și atunci completezi încât se poate exact. Asta este, mecanismul la compunere. Deci asta, așa a făcut el. El de el a prins să leagă șmecheria, a prins o pregătire, că nu greșea niciodată. Eram nebunit, nu puteam să cred, că e o întâmplare, adică e o întâmplare. O dată nu înțeleg, de două ori, de trei ori. Dar ceva zic, are el acolo o șmecherie care nu ne-o spune. Și asta făcea el. Le-a adunat pe cele, mulțea. Da? După care, îndată își făcea jocul și de acolo, alo. Nu, acum e sunt într-o lecție la matematică, sunt aprof online TV, sunt în direct acolo și fac lecții la matematică, nu pot să răspund. Nu mă întind la discuții, da? Nu te supăre. Așa. Deci, povestea e foarte tare. Foarte tare. Spectaculoasă. Și aici îți completezi cu câte vrei tu ca să se împarte. Nu? Asta e foarte tare. Hai să facem că au rămas varianta asta, cum ai zis, cu 27, dacă rămân numai 3 goale. Dar, profesor, să cum gândesc eu? Cum?
Adică pun ceva să știu că se împarte la ceva, la 60. Așa. Și după adaug ceva să se completeze, să mai ridică lecuțică. Adică să nu pun cu 5. Bun, depinde acum cum te... Dar hai să facem că rămân mai 3 coarte. Vrei să facem așa? Da. Tot problema asta. Deci, nu că au rămas 4, ci au rămas numai 3 goale. Dacă au rămas numai 3 goale, îl modifică problema. Câte flori ai acum la dispoziție? Dacă ai 3 goale, doar 3 goale. Așa, foarte bine cum faci tu. Deci pui 27, de sunt. Iar șirul de 27 și lasă ultimii 3 goale. Așa. Și vreau să spunem acum câte flori vei avea dacă lași numai 3 goale. Păi vom face 100 minus 108. Minus 27, dacă minus 27. Așa, 108 minus 27, cât face restul repede? 81, da? Am făcut-o eu, dar și cum și mi-a chericit. Bun. Deci rămân, imediat ai eliberat 81 de flori. Acum te gândești repede. Dacă vrei să... Câte să spui libere ca să modifici problema acum? 69. 69. Să rămână aici 69? Nu. Stai, mă interesează. 79. 79. Nu, stai să mă gândesc. 69. Deci aici au rămas 69. Modificăm noi la problemă. Tu adaug acolo 69. Așa. De fapt, spune-ne cum ai gândit 69 și cu 81, ca să ai la cum la discuție. Am vrut să împart la 50. Încă câte 50, da? Da. 69 și cu 81, ia să vedem. Da, 0. Da. 0. 150. Așa e. Și pe acest 150, o să-l împart în 50. Grupe de câte 50? Da. Dar grupe de câte 25 ai putea să împarți? Câte 25, câte 25, câte 25? Da. Câte grupe ai face dacă pasi câte 25? Trebuie să număr. Ia număr. Nu trebuie să număr. Adică, cum spui, câte grupe de câte 25? 2 ori 3. 2 ori 3? 6. 2 ori 3? 6. 6. Dar cum ai gândit? 6 grupe de 25? Pentru că 25 de 2 ori de 50. Corect. Corect, mă. Și cum ai 3 de-a de 50, 3 ori 2, fac 6 grupe. Sigur că da. Foarte tare. Vezi? Astea sunt lucruri interesante. Că tu te gândești așa, în 2 de-a de 50 fac 2 de-a de 25 fac 50-ul. Și cum ai 3 de 50, că tocmai vorbeam mai înainte, iată că în final ai dat răspunsul corect, că fac 150, da? Fac 6 grupe. Mergem pe 25, da? Punem 25. Deci, noua distribuție este asta, dragilor. Adăugăm la ce am făcut mai înainte, 25, 25, și câte echipe de astea de 25 ai spus? De 6 ori. 6 ori. 4 le-am, uite, vezi? 25, da. 25. Și mai pun aici încă două, 27 și un 25, 27 și un 25, și iată că le-am pus pe cele 6. Acum, răspunsul corect, în noua variantă, în care am câte 27 de flori și au rămas 69 nepuse, și am pus câte 27 plus 25, acum e o mare problemă. Ziua. La vaze te poți descurca. Câte vaze la sunt? La vaze putem. Vaze câte sunt? 8. Da? Cele 5. Nu, cele 6. 6, atenție. 6 și încă 3. A, 6 și încă 3, 9. 9 vaze. 9. Deci avem 9 vaze. Da?
9 vase. Și mai să facem ca cel mai mare. Acum, adică? Adică? Degeaba. Cum? Încă 25 cu 25 va da 50 și cu încă 2, pentru că 5 cu 7 dă 12. Deci cât face 25 cu 52. O, stai, mă. 52 ori 6. Că tu ai făcut rapid 27 plus 25. 27 plus 25. 6 ori 2, 12. 2 și 1. 6 ori 5, 30. Și cu 1, 31. 6 ori 2, 12. Bine. 6 ori 5, 30. 31. Adică câte flori sunt? 312 flori. 312 flori. Mario, se pare că suntem artiști în a compune probleme de acestea. Și eu asta am vrut, chit că pierd 2 sau 3 ore în discuția asta, dar este spectaculos. Și cu numere mari. Și cu numere mari, ai și tabla mulțirea alternă, aveți și lucruri deosebite. El, când a zis că îi vrea 69, eu eram înnebunit aici. Zic, de ce 69? El s-a făcut 150 ca să pună câte 50. După ce am zis eu, da, 25 am putea pune? A zis, da. Dar 20 am putea pune? Câte 20 am decât trebuie? Nu. Nu? De ce, mă? Pentru că orice număr par adunit, dă tot un număr par. Adică dacă am pune câte 20, 20, 20, nu s-ar completa oare 20, 40, 60, 80, 80, 100, 120, 140... Și 160 sare peste 150. Și 10 putem. Deci câte 10 da, dar câte 20 nu. Nu. Foarte tare aici. Dar câte 5? Da. Câte 5 merge foarte... Dar câte 3, mă? Hai, mă, câte 3 vreau să pun. Da, și câte 30? Câte 30? Da. Ia să vedem câte 30 merge. Merge. 30, 60, 90, 120 și 150. Gata. Merge și câte 30? Dar întrebarea mea, 15 ar merge? Câte 15? Da! Pentru că 15 cu 15 face 30. Și 30 ori 5? Da. Face 150. Foarte tare! Deci merge! Cu alte cuvinte, știi câte 15, câte echipa mea avea? Dacă punem câte 15? Păi dacă avem 5, mai punem încă o dată 5. Așa. 5 ori 5? Nu, 5 plus 5? 5 plus 5 e 10. 10, mă! Ca și cum ar fost aici 150, împărțit la 15 și rămâne 10 de 10. Foarte tare. Deci face conexiuni foarte frumoase, interesant. Este neamăipomenit. Eu încă mă întorc aici. Deci sunt cu adevărat încântat. Cu adevărat încântat. Că 27, când ai zis că rămân ultimii 3, și 81, și atunci zici, mai las eu aici cât te vreau eu ca să-mi completez. Deci, asta profesor, vă mulțumesc că mi-ai dat dar 3. Am putut să... Deci numai 3. Dar dacă lăsăm mai 2, facem și una când rămân 2? Trebuie să mai scrie de tot. Da, facem încă o dată. Hai că asta mă interesează. Jucăm aici până când... și prietenii noștri o să fie încântați să spun că... Cu două. Deci numai două lăsăm. Tot 27 a pus în fiecare, cum ai făcut tu. Așa, 27. 27. Și rămân după distribuția următoare. Deci 27. Și rămân doar două oare. 27, 27. Așa. Câte le punem? Nu știu. Aici asta e șmecheria ta. Vă spun după aceea. Da, neapărat, neapărat. Dacă mi-au rămas astea 27 plus 27, cât faci, mă, că ia 27 cu 27, nu vă dau răspunsul după aceea. Deodată? Deodată? Da. Hai să mă ajut și pe mine, că vreau să înțeleg bine. Vorbește toată șmecheria care faci. Zic, adun 27, 27. 27, mă... Da, că îți rămâne astea goale două. Și cât faci 27 plus 27? 54. 54. Nu trebuie să mă gândesc. Mă trebuie să te gândești, aici e momentul foarte tare. Că aici n-ai spus că te lași libere. Așa de încât adunate astea, să se împarte exact la cât vrei tu, la cât vrei tu. Să fiți surprins.
O să fii surprins, da? Îi să văd. 156. 156 vrei? Nu, 146. 146. Și eu fi avântul cu 146 ăsta. Ești curios. De ce zice la 146? Că vrei câte să pui? Câte vrei tu să pui la fiecare? A să vedeți după ce la dă 200. Dă 200. Acum ai 200. Și 200 îmi par la 100. Câte 100 să pui, da? Să pui numai 2 ori. Și de ce împarte? Și în câte 50? 30 nu. Cu 30 nu? Nu, așa este. Cu 20 da. Cu 20 da. Cu 10 da. Cu 10. 5 da. Cu 1 da. Deci câte, câte una? Câte, da, câte două? Câte două? Câte două? Nu știu. Ia gândește, are 200 să împarte? Da. Să împarte, mă, două. Mai 2 e par. Face 2, 4, 6, 7. Până la 200. Până la 200. Deci că e corect, și câte două? Și acum punem 100, doar la 2. Doar la 2. Da. Ia, 100. Ai 2. Asta, nici nu mai există asta. Da? Și rămas câteva două vaze și la întrebarea câte vaze și câte flori? 4 vaze. 4 vaze și câte flori? Păi, gata! 254! 254, sigur! Pentru că le-am adunat pe la 2, mi-a dat 54, acelea le-a făcut 200 și ele două le-a văzut de acolo, 254. Da, da, da. Da. Hai să zicem că punem câte... Hai, vă dau eu, vă spun eu. Câte trei, mă? Nu, să mă gândesc, să vă pun în panică. Să intru în panică, da. Da? Tu ți-ți place să mă vezi pe mică, că cum mă descurc, nu? Că 45. 45. Păi 45 ăsta nu cred că merge. Da, o să fiți surprins. Oare merge? Uh-huh. Dar orice număr. 200 se împarte exact în 45, nu din 45, 45. Nu, altă problemă. Cum pune la început o problemă? Da, altă problemă. Gata, gata. Avem 5 minute. 5 minute, facem o problemă. Da, da. Deci punem așa. În bază, la început, câte punem? De 45. 45. Cristina, am văzut cum să ștergem repede, că nu se poate. Da? Trebuie să văd. De 45. Deci 45. 45 nu vine pentru că mea era. 45. Da, da, da. Punche, punche, 45. Punem 4, 4 de 45. Bun, punem 4 la... Nu, 5. 45, cum zici tu, nu mă mai cer pe tine. Oricum pierd dacă mă cer. Și nu am cum am pierd. Am pierd. N-am cer, 2, 4, 5. Oricum pierde. Da, mă, da. Nu sunt chiar încântat când pierd, știi? Să vă încânt. Așa. Punem... Și câte rămân aici, nu spunem acum. Aici nu spune. Vă spun mai târziu. Mai târziu, foarte bine. Sau chiar acum vă spun. Și acum, de vezi. Așteptați. Da, spunem câte rămân. Hai că ne punem câte... Cât. 45. Câte 45. Așa. Și mai adăugăm câte de desubt. Nu vă spun acum. Hai mă, că trebuie să spun. Nu? Nu, nu. Dar nu v-am spus câte rămân goale. Dar asta, spune câte rămân goale. 5. 5 goale. 2, 4, 5, toate goale. Uh-huh. Wow. Și acum vă spun... Băi, ce mare mea că e. Uite, mă, deși m-am grăbit-o. 5 goale. Toate 5 goale. Toate 5 goale. Da, da. Acum vă spun eu, după aceea.